tuturor și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi vreau să croșetez împreună cu voi această căciuliță. Eu am deja făcut una pentru că trebuia să fac un filmuleț. De fapt, am făcut un filmuleț cu cum am croșetat această căciuliță. Dar, din păcate, când a trebuit să îl editez, am văzut că nu s-a focusat foarte bine și practic nu am avut ce să vă arăt, așa că o să croșetez această căciuliță. Este pentru vârsta de 9-12 luni și este model iepuraș. Bineînțeles, dacă tot vine Paștele, am vrut să-i fac fetiței mele o căciuliță cu urechi de iepuraș. Acum va avea două. Și pentru căciulița de astăzi vreau să fac diferit. Am altă culoare și o să fac alb ca să se potrivească cu toate hăinuțele ei. Am un fir acrilic. Recomandata se lucra cu croșetă de 4 mm. Și acesta este același model, doar că diferă culoarea. Pentru urechiușe o să-l folosesc pe acela doar. Și folosesc croșeta de 4 mm. Întotdeauna am cu mine o forfecuță, ruleta sau, dacă vă este mai ușor, cu un centimetru și un ac mare. Și haideți să vedem cum începem. Încep cu un cerc magic în care fac un ochi de lanț. Și încă un ochi de lanț. Iar în interiorul cercului magic o să fac încă 12 piciorușe duble. Pentru că vom începe căciulița cu 13 piciorușe duble, iar primele două ochiuri de lanț vor ține locul primului picioruș dublu. La căciulița gri am încercat să croșetez dintr-un alt unghi pentru a-mi fi mai ușor cu camera și eu am crezut că se focusează bine, dar din păcate nu a fost așa. Ia să mai strâng cercul și să văd câte piciorușe am aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, încă 2. Încă 3. 11, 12, 13. Ia, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Perfect! Acum strâng cercul cât de bine pot și o să mă unesc cu un picioruș alunecat în cel de-al doilea ochi de lanț cu care m-am ridicat la început. Mă ridic cu două ochiuri de lanț și voi face primul picioruș dublu la baza acestuia. Iar apoi, în fiecare picioruș dublu de pe rândul anterior, o să fac câte două piciorușe duble.
Asta pentru a crește. Și pe acest rând trebuie să avem 26 de piciorușe duble. Vedeți că se conturează foarte frumos acest început de căciuliță. Și venim să le facem pe ultimele piciorușe duble și vom număra. Ia să văd câte am, sigur. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 24, 26. Unesc un picioruș alunecat în primul ochi de lanț cu care ne-am ridicat anterior. Mă ridic cu alte două ochiuri de lanț și o să fac primul picioruș dublu exact la baza ochiurilor de lanț cu care m-am ridicat. Iar acum un singur picioruș dublu în următorul ochi. În următorul vor fi două. Acum iar unul. Și astfel, pe acest rând, trebuie să avem 39 de piciorușe duble. 2, 1, 2, 1, acum iar avem 2. Și astfel, la final, vom avea 39 de piciorușe duble. Haideți să continuăm și ne vedem la final. Ok, deci numărate avem 39, unim cu picioruș alunecat, ne ridicăm cu două ochiuri de lanț și exact la baza ochiurilor de lanț care ne-am ridicat o să facem un picioruș dublu. În următorul ochi de lanț de pe rândul anterior, unul singur. Iar în următorul, unul singur. În cel de-al treilea ochi facem două piciorușe duble. Iar mai apoi facem încă două singure. Acest rând trebuie să avem 52 de piciorușe duble și vor fi așa. 2, 1, 1, 2, 1, 1, la mine urmează 2. Continuăm astfel până ajungem la finalul rândului. Acum toate numărate sunt 52. Unim cu picioruș alunecat în cel de-al doilea ochi de lanț cu care ne-am ridicat și mai facem două ochiuri de lanț pentru a mai face un rând. Nu știu să vă spun exact măsurile pentru vârste, eu acum fac pentru 9-12 luni, pentru că asta se potrivește pentru fetița mea în acest moment. Cred că este mai bine măsurat pe căpșorul copilului. Iar la mine acum circumferința trebuie să fie de 11 cm. În acest moment am 9 și jumătate și de aceea mai fac un rând și voi avea 65 de piciorușe duble. M-am ridicat cu un ochi de lanț și mai fac un picioruș dublu la baza celor două ochiuri de lanț cu care m-am ridicat. Continui cu un singur picioruș dublu. Următorul, unul singur.
și încă unul. Iar acum voi face două piciorușe duble în același ochi de lanț de pe rândul anterior. Și astfel voi ajunge să am 65 de piciorușe duble pe acest rând. Deci am două, încă unul. Iar acum cele două piciorușe duble în același ochi de lanț. Cred că se vede, da? 2, 1, 2, 3 și aici trebuie să mai fac încă unul. Se continuă astfel până la finalul rândului. Eu am ajuns la finalul rândului. Am numărat și am 65 de piciorușe duble, iar acum vreau să măsor să văd cât am. Deci este la 11,5. Este perfect. 11, 11,5. Se mai strânge, se mai lasă. Aici am ajuns, așa am... De fapt, așa am făcut-o și pe cea gri și îi se potrivește. O să o fac și pe aceasta. Fetița mea în acest moment are 10 luni și o astfel de cătuliță cu măsurile acestea îi se potrivește. Acum, căciulița noastră este în acest punct. Și trebuie să... croșetăm, nu vom mai crește cu piciorușe duble, nu vom mai crește, doar vom croșeta în continuare câte 65 de piciorușe duble până când ajungem la măsura dorită. Și eu am aici 15, nu, este de 15. Haideți să croșetăm până ajungem la 14 și atunci o să vă arăt cum am făcut această margine elastică. Poate că nu se vede foarte bine proeminența acum, dar are o margine elastică. Voi croșeta în continuare, v-am spus, 65 până când căciulița mea va ajunge aici. Da? Lucram împreună, dar singurei, și ne vom întâlni în acest punct. A, și nu uitați să ascundeți acest fir în lucru. Se poate face acest lucru și la final sau acum. Depinde cum se dorește. Am ajuns acum la ultimul rând. Și trebuie să fac un picioruș alunecat pentru a uni, dar la această căciuliță vreau să îi fac marginea cu o culoare diferită. Așadar, voi face piciorușul alunecat de altă culoare pentru a începe frumos, de fapt. Deci, acum eu am schimb culoarea pentru a face margine.
Și v-am spus mai devreme că vreau să fac o margine elastică și aceasta se face tot cu picioarușe duble, doar că vom face astfel. Am luat firul pe după croșetă, iar primul picioruș dublu va fi prin spatele piciorușului dublu de pe rândul anterior. Astfel. Și se face piciorușul dublu normal. Doar că în loc de a-l face în ochi, aici se face primul se face sau cum doriți să începeți prin spatele piciorușului dublu de pe rândul anterior, iar celălalt se face prin față, luăm prin, firul prin față. Am luat firul pe după croșetă și mă voi duce astfel. Trag firul și fac un picioruș dublu. Următorul picioruș dublu va fi luat prin spatele piciorușului dublu de pe rândul anterior. Știu că mă repet cu piciorușul dublu, dar astfel pot să explic. Și va fi un picioruș dublu luat prin spate, unul luat prin fața piciorușelor duble de pe rândurile anterioare. Nu știu cât de bine se observă în acest moment. Avem așa câteva proeminențe și se formează banda elastică. Terminăm rândul și ne vedem aici. În acest moment căciulița este gata, a ajuns la măsura pe care eu o doream și de care am nevoie, așa cum vă spuneam, pentru fetița mea. Dacă doriți doar o căciuliță simplă, puteți lăsa așa. Cred că se vede destul de frumos și asortată într-o culoare de primăvară cu acest corai. Și cred că se observă că această bandă elastică a strâns puțin, dar îi oferă flexibilitate. Eu deja am tăiat firele și le-am ascuns în lucru. Și este timpul să facem urechile. Nu-i așa că e simpatică? Urechile le vom face astfel. O să folosesc în continuare fir acrilic de grosime 4. La căciulița mea anterioară am folosit pentru urechi fir de bumbac, dar acum vreau să mai subțire, dar acum vreau să folosesc firul de aceeași grosime, pentru că astea mi se par puțin cam moi așa. Și vreau să fie puțin mai rigide, ce acestea sunt mult prea flexibile. Dar acum depinde cum doriți. So, în acest fel aveți și două exemple, cum s-ar vedea dacă folosiți în mijloc aici și fir de bumbac mai subțire sau dacă folosiți firul de aceeași grosime cu firul folosit la căciuliță. Deci, începem urechile astfel. Pa!
voi face 22 de ochiuri de lanț. Urechiușele le se fac cât de lungi doriți și vom lucra cu jumătăți de piciorușe duble. Astfel, luăm firul pe după croșetă și în cel de-al doilea ochi de lanț de la croșetă vom pune croșeta noastră, tragem firul și când avem cele 3 bucle pe croșetă, vom trage firul prin toate cele 3. Și astfel vom lucra până la sfârșitul rândului. În acest moment am 20 de piciorușe, de jumătăți de piciorușe duble. Și asta pentru că mai am de făcut în ultimul ochi de lanț. O să fac 3. În același ochi de lanț voi face 3 jumătăți de piciorușe duble. Așa, iar acum o să continui să fac jumătăți de piciorușe duble până la capătul rândului. Am ajuns la capăt și o să fac un picioruș alunecat în ochiul de lanț. În primul ochi de lanț pe care l-am avut lângă croșetă atunci când am început să facem aceste jumătăți. Și facem un picioruș alunecat. Eu o să ridic 2 ochiuri de lanț și o să continui să fac piciorușe, jumătăți de piciorușe duble în fiecare ochi de lanț de pe rândul anterior până când o să ajung aici la cele 3. Am ajuns la cele 3. În primul ochi de lanț o să fac un singur ochi, iar în cel din mijloc am făcut o singură jumătate de picioruș, iar în cel din mijloc voi face 3. Și voi continua din nou cu jumătăți de piciorușe duble în fiecare ochi de pe rândul anterior. Adică se conturează destul de bine. Iar acum o să schimb din nou firul pentru că vreau să fac marginea cu alb. Și o să mă unesc cu un picioruș alunecat, 2 ochiuri de lanț și din nou lucrăm la fel. Jumătăți de piciorușe duble în aceste rânduri și când ajungem la capăt ne întâlnim. Din nou, când ajungem în cel de-al treilea jumătate de picioruș dublu de aici, vom face 3 din nou. Pentru a căpăta o formă frumoasă.
Iar în continuare, jumătăți de piciorușe duble până la capăt. Iar când ajungem la capăt, ne vom uni cu picioruș alunecat în prima jumătate aici. De în primul picioruș, să zic, de pe rândul anterior, pe care l-am făcut anterior. Și tragem firul. Trebuie lăsat puțin mai lung pentru a putea coase. Așa va arăta, aici este mai strâns. Aceasta este urechiușa și trebuie să mai facem încă una. Dragilor, acesta este rezultatul final. Nu știu ce părere aveți voi, dar... Mie mi se pare că arată mai bine acum cea albă și mă bucur că atunci când am croșetat-o pe cea gri nu mi-a focusat camera foarte bine și a trebuit să mai să fac din nou acest filmuleț pentru voi, pentru că acum îmi place foarte mult această căciuliță și cred că se vede mai bine, este mai ok pentru că am folosit același material la urechi, nu am mai folosit bumbac cum am folosit la aceasta. Mi puteți spune în comentarii vouă care vă place mai mult. Asta este tot pentru azi, sper că vă place și acest filmuleț, nu ezitați să vă abonați și să îmi lăsați comentarii, like-uri, ce vă doriți. Vă pup!